Acesta este un porumbel pe linie de demier, din linia de demier de la domnul Vasiliu. 48-626 de 99. Campion național la categoria pui în viteză în 99 și campion național la viteză tineret palmares în 2000. Un reproducător de bază la mine în crescătorie și la ora asta la 14 ani. La momentul ăsta crește a treia serie de pui. Singur, nu? Cu femela lui. Cu femela lui, care acum în pereche cu femela care o are, o femelă de draica tot de la domnul Vasiliu. Super. Am mai avut un frate care a fost locul 2 național, locul 4, locul 8 național, tot în același an, în 99, și în 2003 alți doi frați din același cuplu, deci frați buni, da, cu rezultate de excepție pentru mine. Deci se trage dintr-o familie, super reproducătoare. Da. Tatăl lui a fost direct din originalii de demier al lui Vasiliu. Și maică-sa a fost o nepoată din... Deci el lucrat cumva consanguin. Da. Cu o infuzie de delbar, dorden, de la Făgăraș, de la Roșu Gheorghe. Da, da, da. E primul campion care l-am avut de când cultivă porumbei. Da. Deci e o încărcătură emoțională mare față, da, de el, nu? Da, da. E prima oară când face și poze. Da, îl facem vedetă. Da. Un mascul deosebit, într-adevăr. Foarte frumos și foarte valoros. Da, pentru mine e mare valoare și, cum am spus prima dată, campion național, a fost o emoție extraordinară la momentul respectiv.